Vineri se va disputa meciul dintre Olanda și Argentina, un meci greu, și vrem să vedem dacă tu poți să anticipezi cam ce o să se întâmple în meciul de vineri. Așa, ce crezi tu că o să se întâmple, în funcție de goluri, cartonașe, cornere, etc. Și avem câteva informații care apar imediat pe, pe ecran. Cine va câștiga, în primul rând? Cine crezi că va câștiga? Olanda. Olanda, mergi pe Olanda. Da. O surpriză. Crezi mi că... s-a părut bine organizată și Argentina uh -huh. mi s-a părut o echipă oscilantă. Poate să-ți facă un meci extraordinar, uh -huh. dar dacă Messi nu e într-o zi bună, Corect. poate să facă și un meci mai slab. În schimb, Olanda mi s-a părut constantă. foarte bine organizată și uh -huh. constantă. Bun, Olanda, câte goluri crezi că se vor marca? 3. Trei goluri. Da. 2-1 sau? 2-1. 2-1. Da. Să dăm, și, Olanda, Dă și, să dăm Argentina, și Argentina un gol, că un onor. Așa. Câte cornere vor fi în prima repriză? Uh. <laughs> 5. 5. Perfect. 4-1, să zicem că atacă Olanda mai tare. Îmi place mie în să-mi fac așa. Nu, că Olanda Cifre. e foarte eficientă. Un șut, un gol, un șut, uh -huh. un gol, nu atacă așa mult. Câte offside-uri vor fi, uh, vor fi pu puține, hai să zicem, în total, în tot meciul? În total, da, în tot meciul. 7 offside-uri. 7 3 și 4 sau 4 și 3. Mai scapă. Unul o să fie la cot, unul o să fie e. la nas. De când e varul, sunt mai multe offside-uri. Da. atunci aș zice un 7, șapte, mi se șapte pare. cifră ok. Da, rezonabilă. Câte cartonașe galbene vor fi în a doua repriză? În a doua repriză. Uh -huh unde când se vor încinge spiritele, mă gândesc eu, dacă conduce Olanda la pauză. În a doua da, repriză. argentinienii sunt temperamentali, dacă sunt conduși, sunt un pic nervoși, da. și -aș zice șase cartonașe galmene în a doua repriză. Pasta asta o pun eu, dacă o să am posibilitatea. Cine va înscrie primul gol? Uite, avem aici a. câteva nume. Dacă va fi vreunul dintre... Uite, le dau argentinienilor primul gol Să zicem 1-0 pentru ei și 2-1 Până la urmă, Messi să-mi scrie primul Messi. gol Ași. Pentru că după aia se relaxează Zic gata, da. domne, îi batem și vine Olanda pe noi. vine Olanda, pam, și revine <laughs> Mariu să exact. mulțumim din suflet că ai trecut pe mulțumim la noi Ne-am distrat eu. fantastic și am aflat Am și învățat lucruri noi în seara asta despre fotbalul din copilărie Vă mulțumim și dumneavoastră Că ne-ați urmărit